Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre legende împrumutate de la alții, așezate în Biblie, mari mistere ale Bibliei. Pentru creștini, Biblia e o carte de inspirație divină. Cu toate acestea, nu puține sunt episoadele care apar preluate din scrieri mai vechi. Uneori e la mijloc legenda, dar adesea avem în față documente autentice a căror valoare istorică și arheologică e incontestabilă. Ar fi greșit să le trecem ușor cu vederea. Adam și Eva în Rai. În culegerea de texte mitologice și religioase persane, cunoscute sub numele de Avesta, mult anterioară textelor biblice, zeul Ormuzd a creat lumea și primii doi oameni în 6 zile, iar în ziua 7-a s-a odihnit. Numele celor două ființe, așa cum apar în Avesta, sunt Adama și Evah. Notează Listvers. În faimoasa epopee a lui Gilgamesh, unul dintre cele mai vechi texte religioase pe care le deține omenirea, zeul suprem a creat inițial un singur om care trăia printre animalele raiului până a întâlnit o femeie a cărei existență epopeea nu poate explica. În momentul când singurul om și singura femeie și-a observat goliciunea, a apărut șarpele oferindu-le fructul nemuririi. Mai trebuie explicații? Potopul biblic. Potopul biblic n-ar ridica probleme prea multe pentru că un diluviu de proporții este confirmat de cele mai migăloase cercetări efectuate cu aparatură modernă, deci potopul a avut loc. Nu potopul însuși pare ciudat, ci legenda care îl înconjoară și care apare sub o formă sau alta în toate scripturile, aproape fără excepție. Ele seamănă unele cu altele, așa cum și legenda biblică pare preluată din povestea lui Utnapishtim, personaj al epopeii lui Gilgamesh. Se repetă corabia, se repetă familia îmbarcată cu animale cu tot, se repetă porumbelul trimis în recunoaștere. Cartea Proverbelor, mai puțin cunoscută marelui public, Cartea Proverbelor, reprezintă un capitol semnificativ în Biblie, dar proverbele biblice sunt aproape identice cu instrucțiunile date egiptenilor de Amenemope, fără legătură cu creștinii sau cu precreștinii. Singura rezervă de care se prevalează mult stă în faptul că nu deținem azi decât o copie mai târzie a instrucțiunilor. Cercetătorii au datat, însă, cu precizie, originalul în timpul dinastiei a XII-a, mult anterioară redactării textelor biblice. Cele 10 porunci. Despre cele 10 porunci, Cartea Sfântă spune că au fost scrise de Dumnezeu însuși pe 2 plăci din piatră. Teologiile datează în jurul anului 1490 înainte de Hristos. Cu toate acestea, egiptenii dispuneau de ceva asemănător, denumit Cartea Morților, datată în perioada anului 2600 înainte de Hristos, cu un text nu identic, dar foarte asemănător celor 10 porunci ale Bibliei. De fapt, sunt aceleași porunci exprimate alt. Îngeri și demoni. Noțiunea de înger este foarte confuză într-o religie monoteistă unde singurul zeu e atotputernic și deci n-are nevoie de personal care să-i presteze servicii. Existența îngerilor în credința iudaică, iar apoi creștină, nu poate avea altă explicație decât prin influențe zoroastrene, acestea fiind primele care ne-au lăsat documente despre credința în îngeri și demoni și în ideea de satana. E interesant faptul că, în imagini, profetul Zaratustra e înfățișat înconjurat de același halou luminos pe care îl întâlnim în toate icoanele creștine. Raiul și iadul. Într-un univers unde zeul suprem a creat el însuși totul, noțiunea de iad și de satana n-ar avea sens. Ar rezulta că zeul a fost atât de inabil încât și-a creat propria opoziție. Singura explicație este în faptul că aceste elemente epice au fost preluate ca atare din alte legende. De altfel, e ușor de observat că raiul și iadul sunt nelipsite atât în vechile credințe babiloniene, cât și în cele persane, tot zoroastru. Sfânta Treime. Din capul locului trebuie să observăm că religia creștină vorbește de Sfânta Treime, deși descinde din scripturile iudaice care nu concep decât monoteismul pur. Nu există altă explicație decât aceea a influențelor păgâne intervenite la creștini atunci când ei ajungeau în Europa și se distanțau de iudaism. Poate cea mai firească este influența mitologiei egiptene, unde se lășluiesc 3 forțe divine, Amun, Ra și Ptah, sau acelei sumeriene, unde de asemenea apar Anu, Enlil și Ea. Mai puțin probabilă este influența babiloniană cu treimea Iștar, Baal și Tamuz. Cum însă creștinii erau rezervați în a prelua mituri izolate, e foarte posibil ca existența acestor treimi să fie avut un rol comun și chiar concomitent în treimea creștină.
Unul dintre cele mai mari mistere ale Bibliei e pe cale de a fi descifrat după ce arheologii au descoperit în Israel un cimitir antic al cele mai enigmatice civilizații din Cartea Sfântă, filistenii. Filistenii au fost un popor tribal, care s-a stabilit pe coasta de sud-vest a Mării Mediterane între secolele 13-11 înainte de Hristos. Civilizația e menționată cu precădere în două perioade istorice, pe vremea lui Avraam, 1900 înainte de Hristos, și pe vremea împăraților Saul și David, 1200-100 înainte de Hristos. Influența acestei populații asupra lumii a fost semnificativă, drept urmare, ținutul Canaanului a primit numele de Palestina, țara filistenilor. La mii de ani de la dispariția acestei populații străvechi, arheologii de la mai multe universități din Statele Unite au descoperit pentru prima dată un cimitir al filistenilor. Odată cu rămășițele a peste 200 de oameni care au fost îngropați acolo, scrie The Independent. Cercetătorii spun că oamenii au fost îngropați alături de bijuterii și uleiuri parfumate, iar acum vor face noi teste pentru a afla mai multe despre misterioasa civilizație biblică. Descoperirile s-ar putea să-i pună în altă lumină pe filisteni văzuți de obicei ca niște sălbatici care nu știau mai nimic despre artă. Filistenii au avut parte de ceva publicitate negativă, iar aceasta, de cercetare vorbim, va demonta multe mituri, a declarat Lawrence Steger, arhitectul care conduce echipa care a descoperit cimitirul. După decenii care am studiat și au lăsat filistenii în urmă, acum în sfârșit am ajuns față în față cu oamenii înșiși. Cu această descoperire suntem aproape de a desluși secretele originilor, a spus și Daniel M. Master, profesor de arheologie la Wheaton College și unul dintre liderii proiectului. În Biblie nu se precizează exact de unde proveneau filistenii și multe dintre aspectele civilizației lor sunt învăluite în mister. Cel mai cunoscut dintre filisteni a fost Goliat, un războinic, faimos pentru lupta împotriva lui David, viitorul rege al Israelului. Cercetările au durat 30 de ani, iar arheologii au ținut descoperirea secretă timp de 3 ani, până la finalul săpăturilor, pentru că nu au vrut să atragă atenția evreilor ultra-ortodoxi care ar fi putut protesta și pune în pericol proiectul, a spus Master. În trecut, ultra-ortodoxii din Israel au organizat proteste la siturile arheologice unde erau descoperite rămășițe umane, spunând că acestea ar putea aparține evreilor și că dezgroparea lor e interzisă de religie. O descoperire importantă din vremea regelui David a fost făcută în teritoriul palestinian din Cisjordania, care ar putea reprezenta o dovadă în plus a confirmării textului Vechiului Testament. Artefactul constă într-un pilon sculptat, descoperit în apropiere de Betleem, iar el datează din timpul primului templu. Binyamin Tropper, un ghid turistic israelian care credea că a făcut descoperirea, a aflat cu uimire că descoperirea sa a fost ținută în secret de mulți ani de către Autoritatea Israeliană de Antichități, potrivit Fox News. Când mi-am dat seama de semnificația stâlpului, i-am spus șefului meu să vorbească cu IAA. Însă ei au spus că descoperirea e grozavă, dar acum păstrați tăcerea, a spus ghidul. Descoperirea lui Tropper ar putea fi o dovadă a lumii descrisă în scrierile din Vechiul Testament. Stâlpul, care are o vechime de 2800 de ani, ar putea ajuta la punerea pe harta celor descrise în Biblie, consideră arheologii. Dar din cauza complexității relațiilor arabo-israeliene, descoperirea este ignorată, spun experții. Aceasta e mușa malizată pentru a evita o bătălie politică majoră privind pretențiile asupra Țării Sfinte. Deoarece așezarea e situată în Cisjordania, în teritoriul palestinian, și nu în interiorul granițelor oficiale ale Israelului, e mai problematic să excavezi acolo decât în Israel, a spus Iosef Garfinkel, profesor de arheologie la Universitatea Ebraică din Israel. Tropper a explicat că în ultimii 20-30 de ani o dezbatere internă în Israel a dus la punerea de acord asupra mărimii și importanței regatului regelui David, așa cum e descris în Biblie. Forma acestui pilon este în concordanță cu perioada din vremea primului templu și ar ajuta la furnizarea de dovezi concrete despre existența regelui David în Israel, a declarat ghidul. Regele Solomon e considerat că a construit primul templu, așa cum se detaliază în Vechiul Testament. Locul de cult a fost distrus de regele Nabucodonosor al II-lea în anul 587 înainte de Hristos. Garfinkel a spus că pilonul marchează intrarea într-un tunel de apă din timpul primului templu. Unul similar denumit Siloam există și la Ierusalim și e considerat că a fost un proiect al regelui biblic Ezechia.
Oamenii de știință continuă dezbaterea asupra controversei legate de Arca lui Noe și dacă acesta a construit cu adevărat un vas uriaș cu care să salveze familia de la un potop global catastrofal. Astfel, un grup de masteranți de la Universitatea din Leicester a ajuns la concluzia că cel puțin un element din povestea biblică e plauzibil din punct de vedere științific. În urma examinării dimensiunilor arcei lui Noe, descrise în Geneză, cercetătorii susțin că aceasta ar fi fost suficient de puternică pentru a transporta o pereche din fiecare specie de pe pământ, potrivit The Blaze. Studenții masteranți Oliver Yule, Kathy Reimer, Benjamin Jordan și Thomas Morris de la Departamentul de Fizică și Astronomie din cadrul Universității Leicester din Anglia au constatat că Arca lui Noe ar fi plutit în mod teoretic chiar sub greutatea 70.000 de animale. În ciuda faptului că masteranții nu știu sigur dacă toate animalele ar fi încăput în gigantica navă, ei consideră totuși că greutatea acestora nu ar fi constituit o problemă. Folosind analiza care a postulat existența 35.000 de specii pe care Noe le-ar fi adunat pe navă, studenții au examinat dimensiunile arcei specificate în Biblie, 300 de coți lungime, 50 de coți lățime și 30 de coți înălțime. Apoi, i-au calculat greutatea animalelor și au aplicat principiul lui Arhimede. Cercetătorii au stabilit o medie a valorii coților biblici potrivit celor din vechea ebraică și a măsurătorilor din Egiptul antic. Nu credem că datele din Biblie reprezintă o sursă de informație precisă din punct de vedere științific. De aceea am fost destul de surprinși când am descoperit că arca ar fi putut funcționa, a spus Morris. Pastorul american James McGrath, care a locuit o perioadă în România, a povestit cum mai multe întâmplări petrecute cu oameni din țara noastră l-au ajutat să înțeleagă anumite chestiuni fundamentale despre Noul Testament. Îmi place să văd surpriza de pe fețele oamenilor atunci când le spun că nu am înțeles cu adevărat Noul Testament până când nu am trăit în România. O să vă dau și câteva exemple, scrie McGrath pe blogul său. În primul rând, îmi amintesc foarte bine o vizită făcută de Anthony Fizzleton în campusul unde predam în România. El și-a publicat recent un studiu despre prima epistolă către corinteni și a vorbit despre cei din Corint care spuneau „Eu sunt de-al lui Paul” sau „Eu sunt de-al lui Apollo”, își începe povestea pastorul american. Fizzleton arăta că nu era pur și simplu vorba despre politică partizană, așa cum o înțelegem în zilele noastre, dar însuși sistemul roman al patronajului. Există un număr mic de indivizi care aveau putere și statut, iar ceilalți puteau câștiga influența prin asocierea cu primii, așa cum o iarbă cățărătoare se sprijină pe un copac. Mi-a luat foarte puțin timp să-mi dau seama că ăsta era exact fenomenul care se petrecea în interiorul școlii unde predam. Existau câteva persoane care aveau bisericile lor, unde ei erau pastori și aveau doctorate. Apoi veneau ceilalți asociați cu ei, care nu aveau studiile și statutul de pastor, dar care deveneau influenți prin asociere. A fost ca o revelație și dacă aș fi știut de studiul făcut de Fizzleton mai devreme, aș fi înțeles mai bine ce se întâmplă în jurul meu. Își încheie McGrath primul exemplu despre realitatea tribală românească. Multă lume din România se adresează în anumite contexte și ocazii cu frate. McGrath a constatat că în România frate are alt înțeles decât în alte țări. De asemenea, de multe ori mă întrebam despre ce e vorba în limbajul fraților din Noul Testament. Într-un context american ne putem gândi că e vorba de un discurs egalitarist și, într-adevăr, există mențiuni în Noul Testament care ne-ar putea duce către această concluzie. Cu toate acestea, în România, frate poate indica distanța și respectul, mai degrabă decât intimitatea, constată McGrath. Pastorul american se întreabă ce consecințe ar putea avea această nuanță asupra înțelegerii Noului Testament și a mentalității celor care l-au scris. Asta ridică problema dacă e posibil ca românii moderni, care au valori culturale foarte similare celor reflectate în Noul Testament, au eșuat în încercarea de a asimila învățăturile Bibliei, sau dacă ei le-au înțeles cu adevărat și le-au practicat în felul în care primii creștini o făceau. Asta ar însemna ca americanii și ceilalți să fi greșit, crezând că limbajul egalitarist anulează diferențele sociale, spune uluit de perspective pastorul american. Încă nu m-am hotărât nici eu în privința acestei probleme, dar fără această experiență transculturală nu m-aș fi gândit niciodată la ea, încheie McGrath. Biblia a fost desemnată cea mai influentă carte a lumii într-un studiu efectuat în Marea Britanie, urmată de Originea speciilor a lui Charles Darwin. În cadrul sondajului YouGov, oamenii au fost rugați să clasifice 30 de opere alese de Folio Society în funcție de semnificația lor în lume în prezent, potrivit BBC.
Biblia ocupă primul loc cu 37% din alegeri, în timp ce Originea speciilor este pe a doua poziție cu 35%. Pe locul 3 se află O scurtă istorie a timpului, a savantului britanic Stephen Hawking, în timp ce Relativitatea lui Einstein se află pe locul 4 cu 15%, urmată de 1984 a lui George Orwell. Studiul a fost realizat de 2044 de adulți britanici, aceștia luând în calcul influența pe care cărțile au avut asupra omenirii. Bărbații au ales Originea speciilor ca fiind cea mai influentă carte, considerând că răspunde întrebărilor fundamentale ale existenței umane. În ceea ce le privește pe femei, acestea au ales Biblia, despre care au argumentat că prezintă lecțiile pentru a fi un om bun. Papa Benedict al XVI-lea a convocat la Vatican 200 de înalți prelați pentru a dezbate problema dezinteresului modern față de învățăturile Bibliei în 2008. Papa a deplâns la acea vreme influența dăunătoare pe care o au diverse forme luate de cultura modernă. Aceasta, spunea suveranul pontif, a decis că Dumnezeu e mort, iar omul e singurul arhitect responsabil de destinul său și stăpân al creației, a transmis Associated Press. Indiferența din ce în ce mai evidentă față de religie a constituit un motiv de îngrijorare pentru papă. Sanctitatea sa vizitase Franța în urmă cu o lună și s-a referit în special la această țară când a vorbit despre națiuni odată bogate din punct de vedere spiritual, care par să-și piardă identitatea creștină. Prieteni, ne oprim aici, dorindu-vă toate cele bune, Cristian Alexandrescu vă spune ca de obicei pe curând.